Legat de memorandumul care a fost aprobat săptămâna trecută, am văzut atât, doar informația că va fi o singură autoritate de management, a fost declarația vicepremierului, toate programele, mai puțin agricultură, și alte detalii, câte programe vor fi, ce mai conține, adică în ce stadiu sunt deciziile în momentul ăsta pe arhitectura viitoarelor programe. Decizia aprobată luată săptămâna trecută în guvern se referă la numărul de structuri de management, de autorități de management, da? S-a decis foarte clar că vor fi două ministere cu rol de autoritate de management. Ministerul Fondurilor Europene pentru patru autorități de management, și anume infrastructură mare, competitivitate, resurse umane și asistență tehnică. Deci asta înseamnă că vor fi patru programe? Patru operațiuni. Ok. Și cel al doilea minister, Ministerul Dezvoltării Regionale, cu partea de plan operațional regional și partea de capacitate administrativă. Da? Deci încă două programe operaționale. Și ușor, desigur, la Ministerul Dezvoltării, pe măsură ce, dată cu regionalizarea, odată cu întâlnirea acestor entități de la nivel regional, se va putea face, delegarea de funcții, Ministerul Dezvoltării va transfera funcția de management, de autoritate de management, către regiuni. Ușor, am spus noi în prima parte a programării, vom rămâne cu acest cadru financiar, cu acest sistem, deci cu Ministerul Dezvoltării ca și autoritate de management, după care, ușor, pas cu pas, de la caz la caz, această funcție va pleca către regiuni. Inclusiv partea de capacitate administrativă? Nu, aceste la nivel central, pentru că... Ministerul Dezvoltării, exact, da. Am înțeles. Bun, aceste patru programe, deci vor fi, înțeleg, autoritate de management cu patru sub-departamente, nu? Să ceva genul asta pe programe. Da, deci pe partea de infrastructură, va fi un program operațional de infrastructură cu acoperind mediul, transporturile, autostrăzile și energia. Programul operațional de resurse umane va avea, să spunem, două organisme intermediare, educație și la Ministerul Muncii. Cel legat de competitivitate va avea un organism intermediar la Ministerul Economiei pentru parte de IMM-ul, dezvoltare, da? Și încă unul de cercetare, inovare, dacă nu mă înșel, ca și... Bine, acum sunt niște titulatori care încă se discută cu partea comunitară. Da. Dar ca principiu, asta este mecanismul stabilit în guvern. Chiar și azi și ieri și asta am avut discuții cu cei de la Comisia Europeană pe acest mecanism. Bază că în următoarele zile să trimitem în Comisia Europeană mai multe detalii, pentru că a fost o structură, să zicem așa, simplistă, aprobată în guvern. Dar va trebui acum să începem să încărcăm această structură cu mai multe detalii. Adică, programele operaționale. Bun, de către cine se fac? Ce anume priorități vor cuprinde fiecare? Da? Astfel încât să regăsească tot ce a stabilit Comisia Europeană ca și prioritate în această nouă arhitectură. Dar Comisia așa apreciat faptul că deja s-a luat o decizie în sensul de a se simplifica atât numărul de structuri cât și numărul de programe operaționale, ceea ce Comisia ne-a cerut încă de anul trecut. Bun, acum programele încă nu au fost redactate, dar există documentele de bază, acele analize socioeconomice, din câte știu, sunt finalizate, sunt aprobate, sunt finale, sunt în variantă finală acum? Partea dintre ele sunt finalizate, unele sunt încă în lucru, pentru că pe măsură ce Comisia Europeană cere anumite elemente, anumite detalii, ele suferă modificări. Și au fost transmise ieri? Nu, aceste documente nu. Sunt la nivel intern. A, da, în funcție de ce se mai exact. Deci, săptămâna viitoare va avea chiar loc o nouă rundă de discuții la București, cu toți cei de la Comisia Europeană, pe diferite direcții generale, cu ministerele din România, astfel încât să mai facem un pas înainte spre definitivarea primului document, acord de parteneriat, care are ca termen luna mai a fi trimis la Comisia Europeană. Și pe urmă se începe pe programe efective. Odată ce s-a agreat, deci odată ce am stabilit, acest prim document va fi o primă concluzie vis-a-vis ceea ce își dorește România în termen de programare și de mecanism de implementare pentru 2014-2020. Deci la final de mai vom avea documentul care va exprima foarte clar ce stabilește România ca și priorități, ce vrea să finanțeze și modul în care vrea să o facă ca și sistem de implementare. De asta noi vom trimite Comisiei pe următoarele zile și arhitectura aceasta pe care v-am spus că guvernul a aprobat-o săptămâna trecută, pentru a primi eventuale mici întrebări sau solicitări de clarificare din partea Comisiei. Vom reveni cu documentul la final de mai în acest concept, să zic mai,
național. După care, desigur, încep discuțiile pe problemele operaționale. Încep să fie elaborate. Ele au acum documentele de bază, strategiile făcute, cum am spus, da, sunt astea, sunt deja în mare parte elaborate și pe baza lor vom justifica ceea ce dorim să finanțăm. Astfel încât la final de septembrie să trimitem Comisiei Europene primele proiecte ale problemelor operaționale, sectoriale.